acest experiment vom studia influența presiunii asupra echilibrului chimic. Mai întâi trebuie să obținem dioxid de azot prin reacția dintre cupru, iată, am pus aici puțin cupru, și acid azotic concentrat. Observăm deja că are loc degajarea dioxidului de azot, cupru, cu acidul azotic, formează azotat de cupru 2, apă și monoxid de azot. Monoxidul de azot, în reacție cu oxigenul din aer, formează dioxidul de azot, adică hipoazotita, acest gaz brun. Și acum, cu o seringă, vom trage din balon dioxidul de azot. Să vedem ce reușim să tragem. Cam jumătate de seringă. Acum vom sigila capătul seringii, încălzim puțin în flacără ca să se înmoaie și acum strângem. Să sperăm că am sigilat bine ca să fie seringa închisă etanș. Vom împinge pistonul seringii în jos să micșorăm volumul gazului și, prin urmare, să mărim presiunea. Observăm colorația brună s-a intensificat la început datorită creșterii concentrației dioxidului de azot. Creșterea presiunii acestui sistem în echilibru favorizează reacția de transformare a dioxidului de azot în dimerul său, și anume tetraoxidul de diazot. Acum încet, încet observăm că începe o decolorare a gazului. Creșterea presiunii deplasează echilibrul chimic spre reacția care are loc cu formarea unui număr mai mic de moli sau cu reacția cu volum mai mic. În cazul nostru, din 2 moli de dioxid de azot, se formează un mol de tetraoxid de diazot. Tragem pistonul în sus pentru a mări volumul. Vom observa la început cum gazul se decolorează și mai mult datorită scăderii concentrației de tetraoxid de diazot. Da, iată, inițial. Deci acum am mărit volumul. Am scăzut presiunea, fiind invers proporționale. Scade și concentrația inițial a tetraoxidului de diazot. Scăderea presiunii favorizează reacția de transformare a tetraoxidului de diazot în dioxidul de azot. Adică, scăderea presiunii favorizează reacția care are loc cu volum mai mare. Dintr-un mol de tetraoxid de diazot duce la formarea a 2 mol de dioxid de azot. Trebuie să fim foarte atenți la nuanță. Acum observăm că încet, încet culoarea brună începe să se intensifice.